Bună, eu sunt Camelia. Bine ați venit alături de mine în bucătăria gătește-ușor.ro. Astăzi am să fac rețete pentru bebeluși, tot felul de rețete pentru copii începând cu vârsta de la 4 luni. Asta este și rețeta de astăzi, și anume o gustare care poate fi servită atât la cină cât și la prânz. Brânza amestecată cu banană și cu biscuite, cu banană coaptă. Este o gustare foarte gustoasă care se face foarte ușor, așa că vă invit să urmăriți în continuare rețeta și modalitatea de preparare. Pentru această rețetă o să avem nevoie de o banană coaptă, 150 de grame de brânză de vaci și câteva felii de biscuite. Mai întâi va trebui să mărunțim foarte bine biscuiții. Eu îi voi mărunți folosind un chopper din acesta de bucătărie. Eu am să-i pasez foarte bine pentru că această rețetă este pentru copii începând cu vârsta de 4 luni, dar în funcție de vârsta copilului dumneavoastră puteți să-i lăsați în bucăți mai mari. Am mărunțit foarte bine biscuiții. Acum, peste ei am să adaug banana. Vă sfătuiesc să folosiți fructe cât mai coapte, astfel încât piureul acesta să fie dulce în mod natural. Am pus toată banana. Acum voi pune și brânza. Și voi pasa totul foarte bine. Brânza amestecată cu banană și cu biscuiți este gata. Puteți să faceți acest preparat cu alte fructe sau cu diferite tipuri de biscuiți, chiar cu cereale, în funcție de etapa de diversificare în care este copilul dumneavoastră. Sper că vă este de folos această rețetă, sper să fie pe placul celor mici și dacă vreți să urmăriți mai multe rețete pentru bebeluși, vă invit să mă urmăriți pe pagina mea de Facebook și pe canalul de YouTube gătește-ușor.ro. Vă urez faptă bună!